Bine am revenit pe salteaua de yoga sau pe un covor sau un prosop mai mare. Joaca de astăzi este pentru momentele în care ne dorim să fim îmbrățișați și răsfățați și nu e nimeni în jur. Deci ne răsfățăm noi pe noi. Începem în poziția cea mai simplă de yoga, cu picioarele încrucișate și spatele drept. Ne frecăm bine palmele ca să aducem căldură și punem palma stângă pe piept și palma dreaptă peste palma stângă, în dreptul inimii, și închidem ochii. Inspirăm și expirăm și ne ascultăm inima. Inspirăm pe nas și expirăm pe gură. Revenim cu palmele pe genunchi și formăm în fața noastră, cu degetul arătător și degetul mare, o inimă cam așa. Vă văd! Și pe inima asta o ducem cât putem de sus înspre tavan. Întindem brațele mult, 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 mult. Ați ajuns până la tavan? Eu mai am un pic, încă un pic, încă un pic. După care o ducem în dreapta. Ne uităm la inima noastră, ne uităm printre degete în față, înspre stânga și din nou sus ne uităm la tavan printr-o inimă. Și acum facem un cerc în cealaltă parte. Inspirăm sus și expirăm spre stânga, aducem inima jos, înspre podea și urcăm din nou în sus prin dreapta. Alungem sus și o coborăm la piept. După care închidem din nou ochii. Pune mâna stângă pe burtă și mâna dreaptă peste mâna stângă. Spatele este drept, umerii relaxați. Zâmbim pe interior. Cum vine asta? Păi, adică zâmbim și cu inima, și cu plămânii, și cu buricul, și cu vârful degetelor. Și când inspirăm, burtica ni se umflă ca și cum am avea un balon cu oxigen. Mâinile se mișcă în față și când expirăm se desumflă balonul. Mâinile se retrag și mai facem asta de 3 ori cu ochii închiși. Și expirăm pe nas. Și a treia oară, inspirăm lent pe nas și expirăm tot pe nas. Deschidem ochii, scuturăm brațele și palmele și aducem piciorul drept în față. Piciorul stâng rămâne îndoit. Luăm din nou inima creată la început și o ducem înspre picior, ne lăsăm înspre genunchi, prindem genunchiul într-o inimă și apoi ducem palmele mai în față, mai în față, mai în față și dacă putem, prindem degetul mare cu inima. Ne lăsăm cu capul înspre genunchi și repetăm inspirația în burtă de 3 ori. 1, 2, 3. Revenim cu spatele drept și schimbăm picioarele. Piciorul drept este îndoit,
și piciorul stâng întins în față. Formăm inima cu degetul arătător și degetul mare și o aducem la genunchi. Apoi ne lăsăm în față și mai mult, și mai mult, și mai mult și s-ar putea să ajungem până la gleznă. Și unii dintre noi o să ajungă până la vârful degetelor. Eu am prins degetul mare în inimă, trag ușor de el și relaxez capul înspre genunchi. Nu uitați de respirația în burtică. Se umflă balonul, se desumflă. Și a treia oară expirăm și revenim la poziția inițială cu spatele drept. Și acum ne întindem pe spate. Ne întindem cât suntem noi de lungi. Aducem genunchii la piept și strângem într-o îmbrățișare. Brațele apasă peste genunchi, ridicăm umerii și ne propunem să ajungem cu vârful nasului la palme. S-ar putea să nu ajungem, dar noi încercăm. Și inspirația și expirația curg ca o apă lină, umerii sunt relaxați. Și când expirăm acum, ultima oară, ne întindem. Acum piciorul stâng rămâne întins, aducem genunchiul drept la piept, îl împingem cu palmele cât putem de mult, apoi îl ducem în partea stângă. Șoldurile se întorc și ele spre partea stângă. Ne uităm peste umărul drept. Mâna stângă împinge în genunchiul drept. Jumătate din corp este întors înspre stânga, cealaltă jumătate înspre dreapta. Venim la centru, piciorul drept se întinde și piciorul stâng ia locul piciorului drept. Deci ajunge la piept, îl apăsăm cu brațele și apoi îl ducem înspre dreapta. Ca și cum am vrea să ștergem cu genunchiul podeaua, dar nu o să ajungem la podea, cei mai mulți dintre noi. Întindem brațul stâng într-o parte, ne uităm peste umărul stâng. Gâtul e relaxat, la fel și burtica. Nu uitați de respirația balon. Se mărește burtica. Se desumflă. Revenim cu genunchiul în fața pieptului și îl întindem. Și acum încă o dată aducem genunchii înspre piept, îi împingem cu palmele și ne rostogolim în față de 3 ori. Și când ajungem din nou pe spate, strângem genunchii la piept și ne balansăm stânga-dreapta. Adică ne masăm spatele și șoldurile.
Revenim în poziția întins. Picioarele sunt întinse și încordate și tragem vârfurile înspre noi. Și acum urmează un exercițiu pentru mușchii abdomenului. Ne ridicăm lent, întâi ridicăm capul de pe saltea, apoi gâtul, umerii, partea de sus a spatelui, partea din mijloc și dacă nu reușim să ne ridicăm fără ajutorul mâinilor, ne prindem de pulpe și ne tragem lent, 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 lent în sus, picioarele rămân drepte. Deci acum avem picioarele întinse, la fel și spatele, dar umerii sunt relaxați. Apucăm cu mâna dreaptă talpa stângă, o aducem înspre piept și o prindem cu interiorul cotului drept. Genunchiul stâng ajunge pe interiorul cotului stâng și ne-am prins jumătate de picior ca pe un bebeluș pe care îl legănăm stânga-dreapta. Sau în față, în spate. Uite așa. Și iară stânga-dreapta. Scuturăm piciorul. Ne legănăm și piciorul drept. Apucăm talpa cu mâna stângă, genunchiul drept ajunge în interiorul cotului drept și talpa piciorului aproape de cotul stâng. Apucăm și noi cum putem. Am prins piciorul. Drăguțul de tine. Ce-mi place de tine. Și legănăm stânga-dreapta, față-spate. Lăsăm piciorul să cadă pe salteluță. Poc! Ne frecăm din nou palmele și ce spuneam? Că vrem să fim mângâiați și răsfățați. Acum urmează. Aducem căldura în palme. Încă un pic. Fric palmele? Dacă nu, că nu le-am frecat îndeajuns. Frig! Și acum cu palma stângă mângâi brațul drept. Și cu palma dreaptă brațul stâng. Mă mângâi și pe vârful capului. Întind brațele în față, brațul drept trece peste brațul stâng, ajunge la spate și m-am luat în brațe. Mă legând din nou stânga-dreapta. E cald și e bine. Și sunt în siguranță la mine în brațe. Întindem din nou mâinile în față și acum brațul stâng ajunge peste brațul drept. Schimbăm, adică poziția, și ne luăm din nou în brațe. Ridicăm umerii la urechi. Ne strângem tare, tare, tare. Ne apucăm de omoplați. Și relaxăm. Acum ne întoarcem pe burtică. Ne sprijinim pe antebrațe, coatele sunt sub umeri, palmele sunt deschise cu degetele întinse, degetele sunt lungi ca picioarele de păianjen. Ne împingem în podul palmei și în degete. Și aducem pieptul în față.
Umerii sunt relaxați și fundul este un pic încordat. Ne uităm în față, închidem ochii și zâmbim. Ne imaginăm cum din piept ies raze de soare care ajung până la capătul camerei. Și după aceea trec prin zid și se duc dincolo, până la următorul zid. Trec și prin zidul respectiv și apoi și peste gard și peste copac și ajung până la capătul străzii, până în centrul orașului. Când inspirăm în burtică, razele sunt și mai lungi și mai puternice și trec de centrul orașului, îl depășesc și sunt așa de puternice că ies și din țară și din Europa și fac în conjurul lumii și se întorc din nou la noi, ne intră prin spate, între omoplați și revin în centrul inimii. Deschidem ochii, întoarcem capul, ne uităm peste umărul drept. Inspirăm, expirăm, revenim la centru. Și când inspirăm din nou, ne uităm peste umărul stâng. Expirăm la centru. Și acum ne întoarcem dreapta, stânga de voie. Ne împingem în palme și în tălpi, fundul pe călcâie, brațele sunt în spate și fruntea se lasă pe salteluță. Asta e una dintre cele mai relaxante poziții din yoga, poziția copilului. Umerii cad grei spre pământ, spatele se umflă când inspirăm, mișcăm capul stânga-dreapta ca să ne masăm fruntea. Aducem brațele în față și le întindem cât putem de mult, ca și cum cineva ne-ar trage de vârful degetelor. Cât putem și mai mult, și mai mult. Apoi relaxăm, ridicăm fundul și umerii. Ajungem din nou pe burtică, unde încheiem mișcarea de astăzi în poziția coșului. Ridicăm picioarele. Cu mâna dreaptă prindem glezna sau talpa dreaptă. Cu mâna stângă prindem talpa stângă. Tragem de picioare înspre fund, inspirăm, fruntea este pe salteluță și când expirăm, ridicăm pieptul și nasul și întindem picioarele, tragem de mâini. Și am format un coșuleț care este plin de tot ce vrem noi.
de prăjituri, biscuiți, ciocolată, bomboane, inimioare, raze de soare. Inspirăm, ne întindem și mai mult, facem coșulețul și mai mare. Expirăm, relaxăm și brațele și picioarele. Și mai facem coșulețul încă o dată, ne prindem cu mâine de tălpi sau de încheieturile picioarelor. Ridicăm și umerii și pieptul și picioarele. Ne uităm în față și ne balansăm față-spate. Încă de 3 ori. Nu uităm de respirație. Și gata. Ne-am răsfățat un piculeț pe ziua de azi. Ne întoarcem pe spate. Întindem și brațele și picioarele. Le depărtăm ca să ocupăm cât mai mult loc în spațiu. Închidem și ochii. Inspirăm în balonul din burtă, ăla pe care l-am umflat și la începutul întâlnirii. Și expirăm. Și încă o dată inspirăm cât putem noi de mult, ne umplem de oxigen și de bucurie și de răsfăț, ni se mărește și burta și pieptul. Și expirăm pe gură, dăm afară tot ce nu ne trebuie. Apoi ne toarcem într-o parte. Punem o mână sub cap, îndoim picioarele. Și stăm liniștiți ca în burtica mamei. Ne gândim că e cald și e bine, suntem protejați și iubiți. Deschidem ochii, ne împingem în brațe, revenim la poziția noastră inițială cu picioarele încrucișate. Mâna dreaptă în zona pieptului, vine și mâna stângă, se pupă degetele, închidem încă o dată ochii, ne punem o dorință, nu o spunem, rămâne a noastră. Împingem dorința între palme, inspirăm și când expirăm, deschidem ochii și palmele și ne trimitem dorința în lume. Acum, la 3, facem asta împreună. 1, 2, inspirăm. 3, deschidem ochii. Am trimis dorința în lume. Ne-am răsfățat, ne-am mângâiat. Și ne vedem data viitoare. Namaste!